Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Sandu Scobioala, vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Începând cu 1 ianuarie 2017, persoanele fizice pot direcționa 2% din impozitul pe venit calculat la alegere către o organizație necomercială sau un cult religios. Astfel, statul renunță la 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice și permite acestora să decide cine va beneficia de suma respectivă. Ungaria este prima țară din Europa care a implementat acest mecanism în anul 1997, iar în prezent mecanisme similare există în Polonia, Slovacia, Lituania, Ungaria și România. Detalii la acest subiect are colega mea, Elena Brăciuc. Elena, îți spunem bună seara! Bună seara, Sandu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sandu, tu deja ți-ai direcționat cele 2% din impozitul pe venit? Până când mai pot să fac acest lucru, Elena? Până pe data de 30 aprilie. Perfect! Așa, cineva mi-a spus că declararea impozitelor și achitarea lor, asta înseamnă că te gândești la viitorul tău. Pe când direcționarea celor 2% înseamnă că te gândești la copiii tăi. Și eu nu înțelegem de ce. Cum poate să-mi ajute aceste 2% copiii mei? Păi iată, din aceste 2% ONG-urile pot organiza acțiuni, pot implementa proiecte noi care ar putea schimba în bine societatea civilă. Însă mai multe detalii despre celor 2% vă invit să aflați în reportajul următor. Stimați telespectatori, în continuare urmăriți reportajul realizat de colega mea, Elena Brăciuc. Aproape 500 de organizații necomerciale beneficiază de legea celor 2%. De la 1 ianuarie 2017, 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice sunt direcționate către organizațiile non-guvernamentale și religioase care acționează în interes public. Legea 2%, așa cum este popular deja cunoscută, este un mecanism prin care cetățenii noștri, atunci când merg la fisc să declare impozitul pe venit, au alegerea, dreptul de a decide ca o parte din impozitul pe venit, pe care l-au muncit și l-au acumulat un an și pe care îl datorează statului, să fie direcționat către o organizație necomercială. Ne permite nouă să participăm la gestionarea banilor public și nu ne costă nimic. Asta ar fi cel mai mare avantaj, fiindcă nu sunt banii noștri proprii, nu este ceva pe care trebuie să dăm din buzunarul nostru, este o sumă care deja este cumva luată din impozitul nostru pe venit, noi doar decidem unde ea va merge. Mecanismul este unul relativ simplu și tot ce trebuie să facem este, atunci când mergem la fisc, să avem acel cod fiscal al organizației pe care vrem să o susținem. Potrivit Ministerului Justiției, 413 asociații obștești, fundații, instituții private și 71 de culte religioase au fost înregistrate pe lista beneficiarilor. Pentru a putea beneficia de desemnarea procentuală, organizația necomercială trebuie să depună o cerere la Ministerul Justiției între 1 și 30 septembrie, deci a fiecărui an. Totodată, ea trebuie să întrunească anumite condiții. În primul rând, să aibă forma juridică de asociație obștească, fundație, instituție privată sau comunitate religioasă sau cult religios. Ea trebuie să aibă numai puțin de un an din momentul când solicită să fie înscris în lista beneficiarilor de semnări procentuale și nu trebuie să aibă restanță la bugetul public național. Organizațiile selectate activează de cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național și desfășoară activități de utilitate publică, socială, morală, culturală sau de caritate. Alți 40 de solicitanți au fost respinși din diverse motive. Legea 2% oferă dreptul persoanelor fizice să direcționeze anuale 2% din impozitul lor pe venit către organizații non-guvernamentale. Prin legea 2%, noi facem ca aceste organizații să fie sustenabile și să fie susținute din țară de către cetățeni. Și asta presupune, în primul rând, o legătură directă dintre cetățeni și organizații, adică beneficiu financiar și beneficiu conexiunii. De la elaborare până la implementare a parcurs un drum de aproximativ 10 ani. A fost probabil o perioadă în care a fost necesar să convingem atât autoritățile cât și cetățenii de ce ar fi necesară o asemenea lege și probabil societatea civilă a fost cea care a făcut advocacy pentru lege. Procesul de elaborare a legii a fost destul de nevoios. Directorii asociațiilor neguvernamentale spun că 2017 a fost un an de testare a legii, pe care societatea noastră l-a trecut cu brio. Mi-aduc aminte cât de lungi au fost discuțiile privind adoptarea acestei legi. Se discutau diferite variante, au fost experți mulți din străinătate să arate bunele practici europene existente în acest domeniu.
Mecanismul 2% contribuie la sustenabilitatea financiară a asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private. Pentru acestea, sursele obținute prin desemnare procentuală sunt complementare la cele de bază. Experiența din alte state a confirmat că mecanismul procentual aduce un beneficiu nu doar în bani, ci îmbunătățește și relația beneficiarilor desemnării cu constituenții și potențialii donatori. În același timp, mecanismul creează premisă pentru dezvoltarea filantropiei. Astfel, ONG-urile pot implementa mai multe proiecte și acțiuni benefice pentru societatea civilă. Cele mai multe ori oamenii sunt deschiși să facă acest lucru, totodată unii consideră că este mai bine să direcționeze acești bani, dacă tot li s-a dat acest drept, către activități foarte, foarte concrete, gen să susțină un copil orfan sau o cantină socială. Eu cred că cu timpul o să educăm societatea să fie sensibilă la susținerea nu doar a cauzelor sociale grave, dar și la susținerea ONG-urilor care au și alte profiluri, cum ar fi educația în cazul nostru, cum ar fi, nu știu, drepturile omului, drepturile copilului, sănătate. Credem noi că în 2-3 ani mecanismul va lua amploare și vor fi mulți dintre cei care vor să beneficieze de 2%, iar noi, cetățenii, vom alege și mai atent pe cine să susținem și cine merită, de fapt, ale noastre 2%. Am revenit în platou, discutăm în continuare cu invitații din această seară. Este vorba despre doamna Olga Golban, șef direcție metodologie impozitelor și taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Vă spunem bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și domnul Ilie Chertoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Stimați telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră cei de acasă să participați la discuții. Așteptăm întrebări și comentarii pe marginea acestui subiect pe pagina de Facebook TVR Moldova, acolo unde emitem live această emisiune. Doamna Golban, inițial aș vrea să ne spuneți noastră cine sunt beneficiarii acestei legi și cum pot ei, de fapt, să primească acele 2% sau cum cetățeanul ar putea, mai bine zis, să redirecționeze acele 2% din impozitul pe venit către potențialii beneficiari. Bine, dacă vorbim despre beneficiari, în general, mecanismul de desemnare procentuală ar putea stabili două categorii. Pentru de o parte sunt asociațiile necomerciale și cultele religioase, cei care pot fi beneficiari ai sumelor, iar pe de altă parte beneficiari sunt persoanele care pot să-și realizeze dreptul de a se implica în acest exercițiu de desemnare procentuală. Însuși, desemnarea procentuală este un mecanism prin care cetățeanul se implică activ în viața socială a țării, a statului, a guvernului, prin care, într-un fel, ar contribui prin faptul că a spune că o anumită sumă de bani pe care el îi plătește din contul impozitul pe venit urmează a fi utilizați sau cheltuiți într-o anumită destinație. Pentru a-și putea realiza acest drept, persoana este necesar să respecte anumite condiții, ca în cele din urmă Serviciul Fiscal de Stat să valideze desemnarea procentuală, adică să acorde un veto. Uh-huh. Pentru asta persoana, dacă vorbim în anul curent, este perioada când să depunem declarația și ne onorăm obligațiile cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017. Termenul de onorare obligațiilor este 30 aprilie, dar ținând cont că 30 aprilie este o zi liberă declarată de către guvern, următoarea zi lucrătoare pentru onorarea obligațiilor este data de 2 mai. Astfel așteptăm contribuabilii să-și realizeze dreptul până la data de 2 mai în anul curent. Aici aș dori să adaug că persoanele care vor să desemneze procentual trebuie să fie siguri că la situația din 1 ianuarie 2018 nu au obligații, nu au restanțe la impozitul pe venit pentru perioadele precedente. Să completeze în mod obligatoriu declarația cu privire la impozitul pe venit, astfel încât este necesar să indice corect codul fiscal în adresa cărui beneficiar dorește să facă această desemnare procentuală, ca să fie simplu pentru dânsul în cel din urmă, și în cazul în care, conform declarației, este stabilit că mai are de achitat impozit. Asta ar fi situația când are venit din mai multe locuri și are loc un recalcul a impozitului. Acest impozit trebuie să fie achitat până la data de 30 aprilie. Ca urmare a respectării acestor condiții, adică sunt expres targetate de regulament, Serviciul Fiscal poate valida și validează această desemnare procentuală. Și doar în cele din urmă se întocmesc documentele de plată din partea Ministerului de Finanțe și banii se direcționează în adresa beneficiarilor efective ai sumelor.
Deci, practic, această redirecționare se face atunci când se depune și declarația pe venit. Da. Nu e nevoie ca cetățeanul să mai vină încă o dată la serviciul fiscal de stat pentru a face acest lucru. Nu. Însuși, din start, de când a apărut acest mecanism, el a fost elaborat astfel încât să fie simplu pentru persoanele fizice. Adică să nu fie implicații prin multe instituții, să nu existe circuit mare de documente, atât între stat cât și între persoana fizică. Unicul lucru pe care îl are a face persoana fizică este să se documenteze în favoarea cui dorește să facă desemnarea procentuală, să prezinte declarația și cele din urmă face instituțiile statului, o deja totul lucru îl realizează ele. Pentru a facilita depunerea declarațiilor, să spunem că și asta este un efort pentru persoane, iarăși venim tot cu anumite servicii, adică oferim declarația precompletată, pentru că în cele din urmă fiecare cetățean, fiecare membru a societății este bun și cel mai bun în domeniul în care activează. El nu cunoaște poate toate subtilitățile care vizează completarea declarației cu privire la impozit pe venit, se adresează la direcțiile Serviciului Fiscal de Stat și primește, practic, declarația precompletată în baza datelor pe care le avem în sistemul informațional. Aici poate interveni cu date de completare. Și în cel din urmă ne spune că dorește să facă desemnarea procentuală. Aceeași declarație precompletată o poate accesa în versiunea declarației electronice, având conectare la aceste servicii, sau mai nou, din anul curent, este adaptată și la versiunea de telefon mobil. Și o poate prezenta de oriunde. Înțeles. Domnule, cred că ce posibilități oferă această lege a celor 2% organizațiilor neguvernamentale? Această lege este concepută pentru un anumit tip de organizație, după cum și spuneau colegii din platou, pentru organizațiile care activează în beneficiul public, adică scopul activităților lor este îndreptat nu pentru niște interese particulare, dar pentru societate în general. Avantajele unui asemenea mecanism țin în principal de două dimensiuni. Pe de o parte avem acel suport financiar și o să vorbim probabil mai târziu că de fapt sumele nu sunt mari, dar totuși este un suport financiar suplimentar care poate ajuta anumite organizații locale, poate chiar să-și realizeze activitățile pe care le-au planificat. Pe de altă parte, există acest beneficiu nefinanciar prin care organizațiile societății civile care fac lucruri frumoase, care se implică în comunitate și care, fie că e vorba de domeniul social, fie că e vorba despre promovarea drepturilor omului, fac niște lucruri îndreptate spre beneficiul public și merită a fi susținute. Iar cetățeanul află despre aceste activități prin faptul că este chemat de către organizație să fie susținut. Iar pentru a convinge un cetățean, neapărat trebuie să spunem cine suntem, ce facem și ce urmează să facem cu banii acestuia în cazul în care el ne va acorda această încredere. Probabil aici este cel mai mare avantaj al legii, fiindcă cunoaștem bine, în Republica Moldova, la fel poate ca și în tot spațiul post-sovietic, puțin se știe despre activitatea organizațiilor necomerciale, mulți se întreabă cu ce acestea se ocupă și există probabil puțină informație, iar legea, mecanismul este poate o metodă prin care putem să facem societatea civilă mai vizibilă. Acestea ar fi cele mai principale și importante beneficii pe care le poate aduce legea pentru sectorul neguvernamental. Doamnă Gulban, de ce a luat atât de mult implementarea și elaborarea legii de 2%? Însuși, norma în codul fiscal a apărut, adică este destul de generală, totuși este stabilit că mecanismul care vizează implementarea este aprobat de către guvern. Cum am menționat mai sus, este vorba că a fost prelucrat astfel încât să fie simplu pentru contribuabil, pentru persoana fizică. Adică din istorie, posibil și domnul Ietică, ține minte când erau primele variante, prevedeau mai multe posibilități de a face desemnarea. Dar la fiecare etapă ne ciocneam de un mecanism destul de anevoios. Pe de o parte erau implicate, adică resursele din partea cetățenilor, cât și ulterior aspectele legate de validări, de respectare de cerințe din partea instituțiilor de stat. Astfel a fost, adică
un pas cert a fost făcut, dar poate mai lent, dar în cele din urmă să fie simplu, să fie simplu perceput, să fie simplu realizabil și în cele din urmă cu succes. Eu aș mai adauga aici doar că, într-adevăr, mecanismul presupune sinergia mai multor instituții de stat, care prima etapă înregistrează organizațiile, după care procesează. Și noi, în calitate de reprezentanți ai societății civile, la fel ne doream ca acest lucru să fie cât mai simplu, fiindcă dacă lucrurile stau mai complicat, persoana este descurajată să meargă să direcționeze 2%, astfel că mecanismul trebuie să fie unul simplu de înțeles, ușor de accesat și poate de asta, până la urmă, poate nu contează câți ani a durat asta, este important că din 2017 avem acest mecanism funcțional, el a trecut probabil deja testul implementării, avem acele rezultate, organizații care au beneficiat și avem acum și anul 2 de implementare. Da, aș vrea despre rezultate să vorbim în câteva minute. Domnule Chirtoacă, vreau să continuăm despre cei care pot să facă acest lucru, pentru că pot să redirecționez doar persoanele fizice, nu și cele juridice. Iarăși, de ce s-a făcut această delimitare, de fapt? Să spunem, dacă să-mi permiteți, din punct de vedere legislației fiscale, persoanele juridice, adică pot suporta cheltuieli în favoarea cu caracter filantropic sau de sponsorizare și totuși dacă activitatea de întreprinzător are scopul de a obține careva profituri și avantaje economice, această activitate caritabilă este una mai mult filantropică, da? Totuși aceste cheltuieli sunt permise la deducere, adică sunt acceptate și la care nu se plătește impozit, în cazul în care ele nu depășesc 5% din venitul impozabil la persoane juridice. O alternativă, dar adică pentru agentul economic, pentru a asigura aceste cheltuieli să fie recunoscute, ele trebuie să fie respectată procedura de contabilizare a lor, de documentare juridică. Adică este iarăși procedural mai complicat de a fi asigurată din partea cetățenilor. Iarăși de la simplu mecanism pentru cetățeni, care ar fi alternativa simplu, acceptabil și ca el să fie cointeresat în a face aceste acțiuni. Asta dacă a fost... Dacă vreți să mai adăugați ceva la acest subiect? Atunci când am muncit împreună cu colegi și evident cu autoritățile statului, ne-am uitat și la cele mai bune exemple pentru a evita probabil greșelile de acolo sau pentru a face un mecanism care să fie unul sustenabil și să dureze în timp. Ce am observat este că în Europa, acolo unde mecanismul este implementat cu succes bunăoară, chiar în România, în țara vecină, acest lucru este posibil pentru persoanele fizice și într-adevăr, după cum și spunea doamna Goldman, trebuie să delimităm susținerea activității sectorului non-profit și livrarea acestor sume de bani pentru scopuri non-profit. În timp ce pentru persoanele juridice există alte mecanisme prin care pot fi deduși acești bani. Într-adevăr, sunt și exemple în care state, de exemplu în Slovacia, în care acest lucru este posibil și de către persoane juridice, însăși experiența de implementare a acesteia a arătat că mecanismul nu este neapărat eficient. Chiar dacă s-ar părea la prima vedere că 2% din impozitul pe venit al unei persoane juridice, evident, vorbim despre mai mulți bani. În același timp, pentru a nu compromite ideea de a susține activitățile non-profit și de a evita, spunem, jucătorii care vor vrea să îndrepte aceste activități pentru crearea unor fundații ale unei companii care va promova în continuare acumularea de profit, scopul legii 2% până la urmă este îndreptat pentru cetățeni și vorbeam anterior de beneficiul nefinanciar și probabil aici și a fost decizia, cred eu, una corectă de a lăsa doar persoanele fizice să direcționeze. Persoanele juridice, după cum și spunea doamna Goldman, au la fel posibilitatea să susțină sectorul asociativ. Da, la fel, dumneavoastră vorbeați anterior și despre informarea cetățenilor, inclusiv despre activitățile ONG-urilor din Republica Moldova. La fel, un eveniment de informare a avut loc și săptămâna trecută. Studenții Universității de Stat din Moldova s-au întâlnit cu reprezentanții societății civile și tinerii au descoperit posibilitatea de a susține ONG-urile prin donarea 2% din impozitul pe venit, iar evenimentul a culminat cu un flash mob original. Detalii vă invităm să aflați în continuare.
a apărut necesitatea unei organizații unice, unei platforme care ar putea uni toate consiliile, organizațiile de tineret din Republica Moldova și a le face mult mai auzite. Laurențiu Racu este voluntar de când avea doar 15 ani. Astăzi este membru al biroului executiv al Consiliului Național al Tineretului și recomandă tuturor tinerilor să se implice în activități comunitare. Ne-am propus să le explicăm tinerilor ce înseamnă ONG, ce reprezintă acesta și care sunt posibilitățile lor, experiența pe care o obțin în cadrul unui ONG și de asemenea să îndemnăm pe cei care lucrează să redirecționeze 2% din impozit, deoarece este o sumă mică, dar foarte însemnată pentru o organizație guvernamentală. Ruslan Musteață de la Asociația Motivație le-a vorbit studenților despre utilitatea ONG-urilor care susțin persoanele cu nevoi speciale. În societatea noastră mai sunt, persistă careva stereotipuri, cum credeți care sunt ele? Așa că persoanele dizabilități nu pot să lucreze. Așa, ele mă creează probleme și cer doar drepturi. Nu este corect. Deci anume procesul dat de angajare asistată și presupune valorificarea potențialului persoanei în cauză. Vreau să vă motivez să vă alăturați și voi unor ONG-uri, desigur dacă doriți și desigur până cei vreo 4-5 nu au plecat, dar știu că încă vreo 40 de aici au un gând ascuns să plece. Înveți cum să cheltui un ban și cum să faci un raport unde să indici orice bănuț cheltuit. Și asta o să vă prind bine. Studenții s-au arătat deschiși de a se lansa în voluntariat. Este ceva fenomenal pentru că există oportunități pentru dezvoltare și putem obține anumite criterii care ne pot dezvolta aptitudinile atât în viața studențească cât și după absolvirea facultății și angajarea în câmpul muncii. Când faci un voluntariat, eu cred că lucrezi pentru imagine care aceasta are apoi să lucreze pentru tine. Iar experiența e punctul foarte care îl poți acumula din, sau obține din voluntariat sau dintr-un ONG. De spiritul lor civic depinde și gradul nostru de transparență, gradul nostru de participare și de transformarea societății una mai bună, mai necoruptă, mai transparentă, mai dezvoltată. Tinerii, dacă nu au mari venituri, nu o să direcționeze cele 2%, dar orice cetățean poate direcționa 2% către ONG-ul pe care îl respectă. Dar și de a ajuta organizațiile neguvernamentale prin redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit în contul ONG-urilor. Din păcate, chiar nu cunoșteam. Îmi pare bine că am aflat. Eu acum sunt angajat în câmpul muncii și dacă voi am posibilitatea, voi dona aceste 2%. Aceste 2% știam de ele, dar nu sunt un contribuabil ca să le pot oferi. Deci, adică nu influențează absolut nimic contribuabilul. Aceste ONG-uri au nevoie de această susținere ca să implementeze noi proiecte pentru noi tinerii, de fapt. Tinerii au organizat și un flash mob cu mesajul "Susține ONG-ul care te reprezintă". Activitățile de promovare a societății civile au loc în cadrul programului Parteneriată pentru Societate Civilă Durabilă în Moldova. Am revenit în platou. Așadar, am văzut și un eveniment de informare referitor la această lege, dar vreau să vă întreb în continuare, să mă invitați, de fapt, cine este responsabil de promovarea acestei legi? Vorbim despre noi mass media, vorbim despre studenți sau vorbim despre autoritățile statului sau în mare parte ar trebui să se ocupe inclusiv beneficiarii? Acum vorbim despre acele culte religioase și ONG-urile. Dacă am răspuns la întrebarea asta, aș spune că toți suntem implicați, pentru că până la urmă este, hai să spunem, primul ar intra în rol beneficiarul care dorește să primească și el ar trebui să motiveze pe fiecare dintre noi să facem o desemnare în favoarea unuia sau a altuia. Ulterior, adică reșind despre mecanismele cum pot fi realizate, sigur că se implică atât potențialii beneficiari cât și instituțiile de stat.
Ulterior, aspectul de mecanismul de transparență asupra sumelor care sunt desemnate, aici iarăși autoritățile statului vin și sunt transparente în acest exercițiu. Rapoartele care suntem obligați să le publicăm, ele sunt publice în acces deschis, adică care privesc, stabilesc, ne informează despre sumele care au fost desemnate, lista beneficiarilor, de unde provin aceste sume, unde sunt acești beneficiari, adică înregistrați până la urmă. Și în cele din urmă, iarăși, să ne întoarcem că va fi responsabil să fie beneficiarul de a informa despre faptul cum utilizează banii. Pentru că în cele din urmă sunt obligați să prezinte rapoarte financiare pe acest capitol și rapoartele despre utilizarea banilor sunt caracter public. Apropo, la acest subiect, sunt mulți reprezentanți ai ONG-urilor care spun că anume raportarea e un proces foarte anevoios. Vreau să vă întreb, dacă, nu știu, credeți că acest lucru i-ar face pe unii în general să refuze acele 2%? Eu mai întâi aș adăuga cine are de câștigat și cine trebuie să facă promovarea. Și aici sunt de acord că toți au un rol și dacă credeți că doar ONG-urile au de beneficiat din acest mecanism, probabil haideți să privim în termen mediu sau pentru cine de fapt este mecanismul. Pentru ONG-uri poate mai evident este faptul că este o sursă de venit, evident este interesul lor să promoveze această lege, acest mecanism. În același timp, pentru cetățean, pentru mine, la fel este de important, fiindcă eu pot participa la gestionarea banului public. Eu pot să-i spun guvernului, da, indirect, unde să meargă ale mele 2%. Este un exercițiu de democrație participativă și de implicare a cetățeanului. La fel, pentru autorități, ei sunt cei care deleagă acest drept cetățenilor, pentru că în anumite domenii s-ar putea ca cetățenii să știe unde urmează a fi direcționați. Vorbim despre o decizie în care cetățeanul poate cunoaște mai bine unde trebuie să meargă banii. Cred eu că toți au de beneficiat din această lege. Pe termen lung, banii pentru anumite necesități sociale pot merge acolo unde este nevoie. În ceea ce ține de raportare, la fel, pentru ONG-uri, pentru a convinge cetățeanul să-i direcționeze 2%, un argument foarte este că prin lege, având în vedere că sunt bani publici, organizația neapărat va raporta ce a făcut cu banii. Eu aș fi mai puțin de acord că este o procedură nevoioasă. Am văzut care este formularul de raportare și cred eu că probabil merită de încercat odată să raportăm și poate va dispărea acest mit că raportarea este complicată. În același timp avem garanții ca cetățeni că banii noștri vor merge acolo unde a promis organizația, iar cei care nu respectă regulile de joc vor fi sancționați. Doamna Golban, v-ați rămân acest an, pentru că suntem deja al doilea, nu știu, ați observat o promovare din partea ONG-urilor, s-a îmbunătățit situația comparativ cu anul precedent, primul an, atunci când am debutat cu această lege, cumva? În anul precedent, să-i spunem însă, și perioada de lansare și însuși exercițiul de promovare a fost destul de limitată. Regulamentul a fost aprobat la începutul lunii decembrie, astfel încât, practic, în decurs de o lună a fost înregistrarea de către organizații la Ministerul de Justiție și cele din urmă au fost o perioadă activă când au încercat să se promoveze însuși organizațiile, fie prin diferite emisiuni la TV, radio, cât și prin internet, să-i spunem. Pentru că foarte mulți de noi, tinerii, suntem activi în aceste rețele de socializare. Tot să spunem așa, adică în anul curent avem și o înregistrare a numărurilor de subiecte mult mai mare. A crescut comparativ cu anul precedent, pe lângă lista care era aprobată, au fost depuse cereri suplimentare. Adică să ne oferiți câteva cifre ca să ne dăm doar seama. Pentru anul 2017, adică de potențiale beneficiare a desemnării procentuale, sunt mai mult de 600 de organizații necomerciale. Ca în comparativ, în anul trecut au fost până la 400-500. Totuși, iarăși, depinde cât de activi au fost, pentru că, anume prin activismul lor, din aceste 500 de organizații care au fost înscrise, până la urmă, 293 de organizații au primit aceste sume.
Să spunem că au fost încă alte multe cereri din partea persoanelor înaintate, dar care au comis erori la întocmirea, la înscrierea codului fiscal al beneficiarului. De asta am atenționat din start că atunci când se prezintă declarația și se dorește această desemnare, să fie corect înscris codul fiscal. În cazul în care se comite o astfel de eroare, noi nu putem să realizăm dreptul persoanei. Da, anul acesta putem să vorbim deja despre anumite rezultate? Nu. Deocamdată, adică este prematur să prezentăm de anumite cifre, pentru că suntem în campanie de recepționare a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit. Totalurile urmează ulterior, după data de 2 mai, să le putem genera, ca urmare a finalizării procedurii de procesare a datelor. Și cele din urmă, ulterior, vom veni cu date, adică pentru societate civilă. Dar, adică pentru comparație, pentru informare, aș putea să comunic că în primul an, anul 2017, când s-a putut realiza acest mecanism, din 29.201 persoane care au dorit să-și manifeste acest drept, totuși a fost validat și au fost respectate condițiile de către 16.126 de persoane. Adică pentru un prim an este un start bun, am spune. Suma care a fost desemnată în favoarea organizațiilor necomerciale a fost de peste 2.800.000 lei. Adică bani reali din buget care au ajuns în organizațiile necomerciale care pot fi utilizați conform programelor și obiectivelor pe care le-au lansate acestea pentru realizarea și acelor inițiative bune și nobile pe care le au. Ce se întâmplă dacă nu stipulăm o declarație de venit? Ce facem și unde redirecționăm aceste 2%? În cazul în care persoana nu intenționează sau nu dorește, adică să desemneze, pur și simplu nu completează secțiunea care se este dedicată desemnării procentuale. Adică dacă vorbesc de secțiune, este o secțiune în partea finală a declarației unde doar trebuie indicat codul fiscal. Astfel, adică dacă nu dorește persoana sau nu o face, nu va indica acest cod fiscal. Da. Dar ca să înțeleg, nu știu, acei bani rămân unde? Sau ce se întâmplă cu ei? Banii adică rămân în fondul general de venituri a bugetului, da? Și sunt direcționați în utilizarea lor conform programelor aprobate de către guvern, bugetul de stat pe partea de cheltuieli. Am înțeles? Da. Vreau să spun că poate la această etapă cel mai important, având în vedere că a rămas mai puțin de o săptămână, este să spunem cetățenilor că desemnarea procentuală nu costă nimic, nu sunt bani proprii, nu este o donație pe care o dai din buzunar, ea nu merge din salariu, este dintr-un impozit care deja trebuia să meargă la stat, deja este reținut și doar tu spui statului unde vor merge acești bani. Doi, tot ce trebuie să faci pentru atunci când mergi la fisc este să reții codul fiscal al organizației pe care o susții și aici este un număr din 10-12 cifre pe care cetățenii îl pot vedea în acea listă a beneficiarilor. Aici aș menționa că iarăși nu toți pot beneficia de acele 2%, ci doar organizațiile care s-au înregistrat la Ministerul Justiției. Mulți ne întreabă unde pot găsi această listă, unde mă pot informa, fiindcă până la urmă acest lucru este cel mai important. Cui vrem să direcționăm 2%? Pagina Ministerului Justiției are un banner care poate fi văzut din prima atunci când accesăm și acolo sunt. Mai mult, organizațiile societății civile și-au consolidat eforturile și au creat și o pagină dedicată informării despre mecanismul 2%, ea se numește 2%.info. La fel și colegii de la Serviciul Fiscal de Stat au fost deschiși spre a promova mecanismul și chiar pe pagina Serviciului Fiscal de Stat există la fel un banner unde poți găsi acea listă organizațiilor care sunt beneficiari. Nu te costă nimic, tot ce trebuie să reții este codul fiscal și la urmă poți să faci o fotografie, adică nu neapărat să-l reții după. Exact. Aș dorea să mai menționez despre faptul, cum a menționat și domnul Chirtoa, că suntem mai puțin de 8 zile, adică se termină această campanie de recepționare. Totuși, este și sfârșitul lunii, avem aceste zile de odihnă în acest sfârșit de aprilie. În această perioadă, serviciul fiscal va avea un program lărgit de muncă.
pentru a putea asigura dreptul fiecăruia dintre noi să ajungem la serviciu fiscal și să depunem declarația cu privire la impozitul pe venit și cel din urmă să ne realizăm dreptul de desemnare procentuală. De exemplu, vineri vom avea un program extins până la orele 19, sâmbătă, duminică și luni vom munci, adică până la orele 3. Uh-huh. Vom putea fi și în cele din urmă în ziua de 2 mai, ultima zi pentru recepționarea declarațiilor, iarăși vom avea un program lărgit de muncă până la orele 19. Deci, chiar când toată lumea va fi liberă, practic, voi veți munci și vom recepționa aceste declarații. Vreau să vă întreb cum este verificat modul în care ONG-urile, ulterior, după ce primesc cele 2%, cheltuie acești bani și, în general, dacă contează foarte mult direcțiile spre care merg banii primiți în urma redirecționării. În primul rând este vorba despre faptul că aceste organizații necomerciale sunt obligate să-și asigure raportarea corectă și în timp. Prin prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit și în cele din urmă a completării raportului, care este o parte componentă a declarației despre sumele desemnate procentual. Un alt moment este vorba despre faptul că cum sunt utilizați banii, pentru că însuși regulamentul oferă, stabilește criteriile că anumit 50% din suma de până la 50.000 de lei poate fi utilizată în cheltuielile administrative ale organizațiilor comerciale, suma care altă 50.000% pentru proiectele pe care le inițiază și le are ca obiectiv. Cele din urmă, totul depinde de care este suma pe care o poate câștiga din partea cetățenilor, da? Și în cele din urmă, în cazul în care nu asigură respectarea acestor condiții, controlul asupra utilizării banilor este asigurat de către inspecția financiară, pentru că în cele din urmă sunt bani publici. În cazul în care nu se admite încălcarea prevederilor legale, organizația necomercială este obligată să restituie banii care au fost desemnați înapoi bugetului, este sancționată conform codului contravențional de la 90 la 180 de unități convenționale și în cele din urmă este exclusă din lista beneficiarilor pentru o perioadă de 2 ani. S-a menționat și experiența României atunci când s-a vorbit despre implementarea mecanismelor aici în Republica Moldova. Despre experiența lor la acest capitol discutăm în continuare cu doamna Bianca Toma, directorul programe în cadrul Centrului Român de Politici Europene. Doamna Toma, vă spunem bună seara! Bună seara! Doamna Toma, spuneți-ne cum are loc procedura de redirecționare a celor 2% din impozitul pe venit în România? De-a lungul timpului, această procedură a fost foarte complex sau complicat organizată. Așa a fost în debutul acestei proceduri. Cu timpul însă, pe măsură ce atât companiile cât și cetățenii au exersat acest mecanism, s-a ajuns la o formulă mult mai suplă, prin care, iar acum este foarte facil să direcționezi cei 2% din impozit, atât dacă ești companie, cât și dacă ești persoană fizică, sau, mă rog, orice altă formă de organizare juridică comercială. Este extrem de simplu să direcționezi 2% din impozit către o cauză, către un ONG, către o fundație care are un scop fie social, fie către un grup civic, către orice formă îți dorești ca cetățean sau ca și societate comercială, companie multinațională, să ajuți sau să susții o anume cauză. Trebuie să vă spun, probabil că ați aflat, această procedură de direcționare a 2% din impozit este în curs de sau există tentative de a fi altfel reglementată sau oricum de a fi schimbată de către actuala majoritate. Păi, în ce mod? Din ceea ce observăm în acest moment, tentația guvernanților a fost să reducă acest mecanism. Ulterior, la presiunea în special a organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de asistență socială, sprijină grupuri defavorizate, vulnerabile, copii cu autism și în special acele organizații, asociații care sprijină serviciile sanitare, după cum știți, aceasta continuă să fie o mare provocare pentru România, un sistem sanitar cu servicii extrem de proaste.
Ei bine, la presiunea tuturor acestor organizații care activează în domeniul asistenței sociale și de sănătate, legiuitorul a cedat și ba chiar din potrivă a decis ca 3,5%, adică un procent mai mare, aproape dublu, să poată fi direcționat către, dar doar către organizații non-guvernamentale cu caracter care, sau care prestează o muncă socială. Am înțeles. Doamna Toma, spuneți-ne despre care ar fi și cât de importantă este contribuția cetățenilor la formarea bugetului organizațiilor non-guvernamentale. Dacă puteți să ne oferiți anume câteva cifre din ultimii ani. Da, fiind cifrele nu le am la îndemână, știu că au fost de ordinul milioanelor. Cei mai mulți bani au fost direcționați de-a lungul timpului către SMURT, este un serviciu pe care desigur o cunoaște și dumneavoastră în Republica Moldova, pentru că dacă nu mă înșel a fost un proiect bilateral, exact. Serviciul de ambulanță de urgență, ca să spunem pe scurt. Către SMURT a fost direcționat cei mai mulți bani de-a lungul timpului, cam 30% din totalul sumelor. Apoi sigur către Crucea Roșie, cu cât mai mare este organizația și cu cât face activități mai vizibile, cu atât desigur au funcționat ca un fel de magnet. În același timp au apărut noi și noi provocări și la rândul lor organizațiile non-guvernamentale s-au orientat. În acest moment, de pildă, copiii cu autism au fost de asemenea, asta pentru că statul nu a reușit să se ocupe și să adreseze corect și eficient problema copiilor cu autism, atunci sunt organizații care fac mult mai bine acest lucru. În fiecare an diferă și în funcție de evenimentele care au avut loc în anul respectiv, de emoția colectivă. Pot să vă spun că anul acesta există o mare și furie, dar există și o mare nevoie în zona, de asemenea în zona serviciilor sociale și a copiilor cu afecțiuni oncologice, a aparținătorilor acestor copii și din acest punct de vedere a fost o campanie foarte recentă, substanțială de adunare de fonduri și ne așteptăm ca inclusiv 2% de anul acesta, trend anului trecut, să fie direcționat, să meargă către această zonă. La fel, trebuie să vă spun și de partea de alta decât a serviciilor sociale și de sănătate, este vorba despre organizații non-guvernamentale care activează în zona monitorizării politicilor publice, bună guvernare, watchdog, monitorizarea reformelor în justiție și a luptei anticorupție. Acolo, de pildă, sumele care se direcționează, pentru că în general sunt organizații mai mici, fac o muncă mult mai tehnică, vorbim, să spunem, la nivelul unei organizații de sume cuprinse între 3 și 5.000 de euro pe an. Dar este o adevărată bătălie pentru acești bani care, până la urmă, sprijină diferite cauze comune cetățenilor. Până atunci vă mulțumim mult pentru aceste informații. O seară cât mai frumoasă vă dorim în continuare. Da, în România, după cum ne-a spus și doamna Toma, e o bătălie acum pe final. Se simte această bătălie între ONG-uri în Republica Moldova sau ar mai trebui să treacă câțiva ani de implementare a mecanismului acestei legi? Suntem la al doilea an de implementare. Exact. Și probabil pentru primii ani organizațiile societății civile nu fac o bătălie între ele, dar împreună pentru informare. Uh-huh. Pentru că mecanismul este la a doilea an de implementare, probabil există mai multe întrebări. Cum aceasta funcționează și scopul nostru comun al organizațiilor societății civile este de a promova și informa despre mecanismul în general. După care, evident, există și organizații care au făcut o campanie de promovare a organizației anume. Ați văzut probabil și dumneavoastră pliante prin oraș sau pe rețelele de socializare, cu siguranță sunt organizațiile care targetează acum cetățenii să direcționeze 2%. Ce pot eu să spun este că într-adevăr este nevoie de un efort conjugat pentru a informa cetățenii despre mecanism, de a le spune despre avantajele, despre responsabilități, despre cum vor fi cheltuiți banii. Și atunci mecanismul în
evoluție poate să crească numărul beneficiarilor, numărul surselor desemnate. Vorbeam mai devreme de exemple, dar câți bani aduce. Uh-huh. Și, într-adevăr, nu este o sumă mare pentru anumite organizații. Un studiu realizat în 5 țări din Europa a arătat că, de fapt, sumele din 2% constituie 2% din sumele total obținute de acele organizații. Însă, pentru anumite organizații locale mici, acesta poate constitui și până la 100% din bugetul acestora. 2% nu scutește organizațiile de a face campanii de colectare de fonduri. Nu sunt bani mari, însă, iarăși, ajung la beneficiul nefinanciar pe care poate să-l aducă acesta. Doamna Gurban, doamna Thomas a menționat că sunt organizații care fac mult mai bine munca decât ar face o statul. Spuneți-ne care sunt ONG-urile care au primit mai multe donații din partea societății civile. Deci, mai multe beneficii din urma acestei legi de 2%. Care este domeniul? În primul rând, toate aceste rapoarte și însuși lista beneficiarilor este publicată pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat. Este o listă publică cu sumele care le-au obținut. Pentru anul 2017, ca în calitate de lider, este Asociația Veteranilor a Ministerului de Interne, adică este stabilită, adică cauza nobilă pe care o au pentru susținerea persoanelor care deja au activat în acest domeniu cu un risc sporit, adică pe zi de zi, în activitatea pe care o au. A fost, să spunem, o campanie bună petrecută de către aceștia. Mai sunt și alte... Da, în primul rând sunt organizațiile cu caracter anume care au ca scop aspectul social al vieții, adică menținerea, acordarea de suport social. Însuși, chiar din această listă de 293 de organizații necomerciale care au obținut fondurile, 247 sunt asociațiile obștești. Și doar 46 din aceste organizații sunt culte religioase. Apropo, de ce cultele religioase au fost introduse în această listă de beneficiare a legii de 2%? Ele tot sunt organizații necomerciale, după natura lor și forma organizatorică juridică, și adică nu pot să spun, nu putem să îi abnegăm, să nu îi ținem cont. Până la urmă, acestea tot participă la caracterul educativ al societății noastre, la nivel, adică poate nu central, dar la nivel de o comună, de un sat, acolo unde există o conexiune mai strânsă între acest grup de nureași, adică și cu populația locală. Și bisericile raportează chiar? Sigur, da. Adică dacă vorbim conform legislației fiscale, culturile religioase sunt scutite de plata impozitelor și taxelor, dar în cele din urmă acestea au obligația de a prezenta dări de seamă, inclusiv este și raportul legat de sumele desemnate. În caz că nu raportează sumele, ce riscă culturile religioase? În cazul în care nu vor fi raportate, adică riscă să fie excluse în viitor din lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru un termen de 2 ani și în cele din urmă, dacă nu se utilizează și banii conform destinațiilor pe care au fost, adică colectate fondurile în cauză, iarăși banii vor fi restituiți în buget și în cele din urmă vor fi sancționați contravențional. Domnule Chirtoacă, în 2017... Noi, în 2018, avem deja asociații excluse din lista legii numărul de 2%. Sau toți anul trecut au raportat? Din câte cunosc eu, nu a fost încă nimeni exclus de la mecanism. Asta pentru că organizațiile există și un timp flexibil în care ei pot utiliza acești bani, vorbim despre 2 ani, iar rigorile de raportare, după câte cunoaștem noi, intervin doar după ce expiră acești 2 ani de utilizare. Pentru organizații, cred că este important să știe despre faptul că poate cel mai mare dezavantaj atunci când nu joci după reguli este reputația organizației. Și, desigur, sancțiunile despre care spunea doamna Olga, prin faptul că ele se aplică cumulativ, amenda, se întorc banii și se exclud de la mecanism. Da, s-a vorbit despre experiența României, despre experiența noastră deja în cei 2 ani de implementare. În continuare, vă invităm să aflați care este istoria legii celor 2% și de ce a fost necesară să apară în lumea întreagă.
Conceptul își trage origine din Europa Occidentală, ca urmare a încercărilor de a soluționa problema finanțării bisericii după separarea statului de biserică. Eforturile legislative din țările europene de a separa puterile statului de puterile bisericii au început după Revoluția franceză din 1789 și au durat până la mijlocul secolului 20. În consecință, legislația procentuală în mod esențial a servit scopul unei modalități specifice, nepolitice, de finanțare a bisericii catolice și eventual a altor biserici. În câteva țări, cum ar fi Spania și Italia, un obiectiv suplimentar a fost acordarea unor fonduri alocate de cetățeni pentru finanțarea obiectivelor de interes public determinate de către stat. Într-un fel, această opțiune din urmă putea fi vizionată ca o concesiune făcută pentru a le oferi o opțiune contribuabililor nereligioși. În cazul Italiei, care este exemplu cel mai aproape de modelul Ungariei, deși intenția din spatele legii ar putea fi de a canaliza fondurile organizațiilor neguvernamentale, în practică acestea nu se pare să se întâmple. În cazul Europei Centrale și de Est, intenția legilor de a susține așa numita sferă civilă, adică organizațiile non-profit, neguvernamentale, a fost clar articulată. La crearea acestui produs legal distinct au contribuit toți factorii, politici, economici și sociali. Acest mecanism a fost introdus pentru prima dată în Ungaria în 1996. Slovenia, Slovacia, Lituania, Polonia și România i-au urmat exemplu. În Slovacia, legea a fost modificată în 2004 pentru a permite efectuarea desemnărilor fiscale nu doar de către contribuabili, persoane fizice, dar și de către persoanele juridice. Conceptul de mecanism procentual a fost analizat, dar nu a fost adoptat la Nilda. Stimați invitați, ne-a mai rămas foarte puțin timp la dispoziție, suntem pe final de emisiune și aș vrea să veniți cu un mesaj către telespectatorii care încă nu au reușit să redirecționeze cele 2% din impozitul pe venit. De ce ar trebui să facă acest lucru, domnule Chirotoacă, vă rog? Cei care contribuie, care au un salariu, care au muncit și au obținut salarii, au acest drept nou prin care ei pot să decide unde să meargă o părticică din banii pe care ei au muncit. Nu ne costă nimic, nu sunt banii noștri, nu este o donație, nu îi scoatem din buzunarul propriu. Tot ce trebuie să facem este să mergem la fisc sau putem să direcționăm online sau putem chiar prin poștă să expediem formularul și putem contribui la o cauză care susține comunitatea. Putem afla mai multe despre sectorul neguvernamental și de ce nu, după ce am direcționat 2%, ne putem implica și cu alte contribuții, voluntariat și așa mai departe. Da, mulțumim, doamna Golban. După cum am menționat și domnul Chirotoacă, este un mecanism simplu pe care îndemnăm, adică societatea, să-l realizeze. Pentru aceasta suntem deschiși pentru a acorda asistența necesară și în cele din urmă, adică avem un regim extins de muncă și nu uitați, suntem în serviciu contribuabilor cel din urmă, iar societatea, statul, suntem iarăși noi. Elena? Mie mi-a plăcut ce a spus doamna Toma. Deci noi trebuie să susținem și să încurajăm ONG-urile pentru că uneori ei știu mai bine decât restul ce și cum să facă. Stimați invitații, vă mulțumesc mult pentru prezență. Stimați respectători, dacă nu ați reușit să faceți acest lucru, o puteți face până pe data de 2 mai. Atât pentru astăzi, ne vedem mâine la aceeași oră când vom discuta deja despre implicarea diasporei în dezvoltarea localităților de Baștină. Rămâneți în continuare pe TVR Moldova. O seară bună vă doresc. La revedere!